Ieri, la Casa de Cultură a Studenților din Timișoara, a fost pusă în scenă piesa de teatru În drum spre Iași. Spectacolul are motoul România mare se face cu români mari și prezintă în formă dramatică tema războiului, așa cum a fost percepută în familiile soldaților români plecați pe front. Piesa a reunit pe aceeași scenă actori consacrați precum Tomi Cristin, Ana Calciu sau Silviu Biriș. În public s-au aflat oameni de cultură, iubitori de teatru și studenți teologi din Timișoara. Piesa În drum spre Iași vine să sublinieze faptul că multe familii de români au trecut prin momente de cumpănă, momente foarte grele, cu decizii extraordinar de greu de luat, atunci când trebuiau să părăsească Bucureștiul, să se îndrepte spre Iași și mai ales să se gândească că pot alege între familie și idealul național. Și iată, au reușit să aleagă o familie care se jertfește, o familie care se sacrifică pentru un ideal, pentru o idee, aceea ca România să poarte numele pe care îl are astăzi și să arate că, într-adevăr, există unitate de limbă, de credință și de simțire. Este un spectacol ce dorește să marcheze centenarul, dar nu într-un mod simbolic, pentru că el s-a concretizat în urmă cu câteva săptămâni la București, s-a bucurat și de succes și de interesul celor ce doresc să prețuiască Marea Unire. Acest spectacol se adresează tuturor categoriilor de public, și îndrăznesc să spun chiar celor foarte tineri care percep această unire ca pe un slogan, ca pe un lucru care a existat undeva, ca pe un fapt istoric, ceea ce și este. Chiar m-am bucurat în momentul în care acest spectacol a fost văzut de către cei mai tineri să mi se spună un lucru foarte frumos. Cum poți tu să trăiești cu acea emoție un moment pe care eu nu pot să mi-l închipui? N-am știut ce să le răspund la acel moment, mai ales că erau foarte tineri, mulți născuți după 1989. Le-am spus cu o emoție puternică, ca și cum cineva drag îți pleacă, ca și cum cineva drag se întoarce. Aceasta este Marea Unire. România mare nu se poate face fără români mari. Este și una dintre replicile spectacolului și cred că cei tineri au înțeles. Este un text care are două coordonate principale. Primul este trezirea conștiinței naționale, și al doilea lucru foarte important este familia. Pentru că în centrul întregii povești este o familie care inițial pleacă de la o greșeală, pe care după aceea, pe parcursul piesei, o remediază, plecând tocmai de la ideea de conștiință. Adică conștiința lor este cea care îi determină să revină asupra lucrurilor pe care le porniseră inițial. Practic este un răspuns la întrebarea între copiii tăi și datoria față de țară ce alegi. Organizatorul spectacolului este Asociația Culturală Zona din București, iar proiectul cultural este finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.